Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre diferența între I și I++, un concept simplu, dar totuși destul de încurcat în informatică. Ați observat probabil în diferite rezolvări ale problemelor de algoritmică sau poate în diferite proiecte faptul că uneori se folosește I++ și alteori I++. Trebuie să înțelegem care este diferența între aceste două atribui pentru a le folosi corect atunci când este cazul. Vom analiza mai întâi varianta cu I++, luând următorul exemplu. Să spunem că avem un I care este egal cu 10, după care luăm un J care este egal cu I++. Ce face I++? Această operație o să incrementeze mai întâi valoarea lui I, iar mai apoi o va returna. Folosind acest exemplu, I++ mai întâi incrementează valoarea lui I, deci I-ul nu o să mai fie 10, o să fie 11, iar mai apoi se returnează valoarea lui I. Am incrementat valoarea, iar acum trebuie să o returnăm. Așadar, J-ul devine 11. Haideți să testăm și în C++ să vedeți ce se întâmplă. Deci punem I egal cu 10, int J egal cu I++, cout I și J. O să vedeți că obținem 11 și 11. În schimb, dacă scriem I egal cu 10, analizăm acum cazul cu I++, I-ul o să fie 10 prima oară, iar mai apoi ce se întâmplă? J-ul este egal cu I++. Mai întâi are loc atribuirea și după incrementarea. Deci mai întâi atribuim valoarea, J-ul o să fie 10, iar mai apoi are loc incrementarea. Iar dacă scriem și această variantă în C++, o să obținem 11 și 10. Ați mai observat probabil faptul că această notație apare de foarte multe ori în foruri. În foruri, dacă rulăm acest program, o să observăm faptul că comportamentul forului nu se schimbă. Deci ambele variante duc la același rezultat. În practică însă, I++ este mai întâlnit deoarece este metoda folosită în The C Programming Language, una dintre primele cărți ce descrie limbajul C. Exista mai mult o discuție despre eficiența celor două metode, dar în ziua de azi, compilatoarele se ocupă de aceste cazuri. Așa că sfatul meu este să nu vă bateți capul cu viteza de execuție și să folosiți oricare variantă se potrivește mai bine cazului vostru. Cam acesta a fost tutorialul pe astăzi. Eu am fost Mihai și ne auzim data viitoare.